Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române, suntem împreună în praznicul zilei ce apune peste bucuria prezenței în mijlocul nostru a Sfântului Nectarie de Eghină. Un sfânt intrat nu cu mult timp în iubirea credincioșilor noștri, dar care se bucură de foarte, foarte mare evlavie. Un bunic înțelept, un episcop luminat și un propovăduitor al Evangheliei lui Hristos, care împlinește tocmai aceste cuvinte ale Evangheliei de la Luca, din capitolul 11, versetele 9-10, care sunt și cuvintele lui preferate în foarte, foarte multe din predicile sale. Eu zic vouă, cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere ia și cel care caută găsește și celui ce bate îi se va deschide. Știa bunelul Nectarie despre toate acestea și cuvintele sale de încurajare către poporul grec, care au trecut cu bine în inimile noastre, erau acestea, de a cere că vi se va da. A cere pentru a ți se da înseamnă de fapt a înfrunta până la urmă răutatea din jur și neputința din jur, înțelegând cât de mare este Dumnezeu, cel care ține în brațele sale lumea întreagă. Cuvântul din seara aceasta de încurajare și de întărire al cuvântului Scripturii vine din Antonie de Surojun, contemporan oarecum al Sfântului Nectarie, dar oricum un împreună împărtășitor de Duh cu Sfântul Nectarie. Zilele sunt rele, vremea înșelătoare și când se spune că trebuie să ne amintim de moartea aceasta, nu se face pentru ca noi să ne temem de viață, ci ca noi să trăim cu toată intensitatea de care suntem în stare, dacă am fi conștienți că fiecare clipă este unică pentru noi, că fiecare moment, fiecare după clipă a vieții noastre, trebuie să fie desăvârșită. Trebuie să fie nu temelia, ci coama valului, nu înfrângere, ci biruință. Și când vorbesc de înfrângere și biruință, nu am în vedere izbânzile cele din afară, ori lipsa acestora. Am în vedere dispoziția lăuntrică, creșterea, însușirea de a fi într-o desăvârșire și într-o plinătate a toate câte avem la un moment dat. Minunat cuvântul acesta și întăritor pentru noi care am luat moartea prea în serios, fiind un pic neserioși cu posibilitatea de a trăi viața veșnică. Auziți ce minunat spune, dispoziția lăuntrică prin care să fim pe val, nu în înfrângeri, a fi tot timpul sus cu privirea și cu inima, însemnând de fapt a fi omul lui Hristos. Antonie de Suroș, mitropolit și părinte duhovnicesc, într-un oraș aproape lipsit de păcate, cum este Londra, sigur că am glumit, vine să spună de fiecare dată oamenilor săi, aveți grijă la viața aceasta pe care Dumnezeu vă dorește veșnică cu fiecare clipă a vieții care trece pe lângă noi. Să învățăm, așadar, că lumea și viața sunt înșelătoare, dar viețile noastre nu pot trăi doar după înșelare, ci și după puterea aceasta mare, puternică, în care învățăm că a cere înseamnă a și primi, a dărui înseamnă a și primi înapoi darul lui Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.